Binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Dragii mei, în această dimineață, așa cum ați observat și dumneavoastră, ca și mine, parcă toată slujba s-a derulat sub un fond mai trist, mai... Fiecare dintre noi suntem într-o măsură sau alta oare atinși sau afectați de plecarea fratelui slujitor pe San Cornel la cele veșnice. Pentru mine este, nu este un șoc. Îi spuneam fratelui Iosif când a vorbit cu dumnealui marți seara, îi spuneam, frate Iosif, ți-aduce aminte că spuneam de multe ori că prea puține lucruri mă mai surprind. În vremea în care trăim și în societatea în care trăim și în vremurile în care trăim, ne așteptăm la orice schimbări, nu? I-am spus, dar drept să spun, ceea ce îmi spui acum mă surprind. Și discutând cu dumnealui am ajuns și dumnealui a ajuns la o concluzie și spusese, cert este că încet, încet, Dumnezeu își strânge poporul lui. Vor veni vremuri grele peste omenire. Din punct de vedere material, este belșug. Dar din punct de vedere spiritual, vremurile sunt tot mai grele. Și îmi vine să spun că sunt mai grele decât au fost în România înainte de anii 90. Pentru că oamenii aceia și sistemul acela, cum era el de nenorocit, parcă vrând nevrând păcatul îi spunea într-o anumită măsură păcat. Și nu îl promova. Toate strigăciunile care le vedem astăzi, parcă sistemul de atunci nu le promova. În zilele în care trăim, dragii mei, nu stăm la bord spre Sodomei. Și n-am decis noi să intrăm în Sodoma. Și-o venit Sodoma și o copleșit pe toți oamenii și o înconjura pe toți oamenii. Oriunde te duci, pe un vârf de munte sau pe un vârf de stâlp, va promova păcatul astăzi. Și n-am crezut niciodată. Și când am venit în Canada, acum aproape 30 de ani, Canada era altă țară. Pot să o spun cu mâna pe Scriptură, dragi mei, Canada era altă țară cu alte principii morale. Și n-am crezut niciodată atunci că voi trăi vremuri în care păcatul să fie promovat la rang înalt de oamenii pe care de multe ori le-am dat noi votul să fie acolo. Și încet, încet, Dumnezeu își strânge poporul. Și pe cei pe care Dumnezeu îi găsește pregătiți. Ascultați-mă bine ce vă spun. Pe cei pe care Dumnezeu îi găsește pregătiți, îi ia și îi duce acasă. Și pe cei pe care ne lasă aici, ne lasă și ne dă ocazia să ne pocăim. Să ne pocăim. Este un cuvânt în Cartea Evreilor, în ultimul capitol din versetul 7, și spune aici așa: aduceți-vă aminte de mai mari voștri,
care vor vesti cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credință. Urmați-le credință. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul de viețuire a slujitorilor care au rămas credincioși și care au fost pregătiți să se întâlnească cu Dumnezeu. Nu la cei care s-au lepădat de Domnul Slavii. La cei care au rămas credincioși. Și urmați-le credinței. Pentru că să nu ne punem niciunul dintre noi în mintea noastră să spunem sunt tânăr. Și mie stă viitorul în față și am ani mulți în față. Fratele meu este aici și pot să vă mărturisesc. Fratele meu cel mai mare de 19 ani e ca băiatul meu care l-am aici. A fost pregătit. A fost botezat în apă, a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și sluja în adunare și era un exemplu pentru cei din jurul lui. Și Dumnezeu l-a primat acasă. S-au întrebat și atunci oamenii și s-au întrebat tinerii, s-au întrebat toate bisericile penticostale și baptiste din Cluj și bisericile evanghelice, de ce s-a întâmplat așa? Un lucru este cert. Pentru că Dumnezeu l-a găsit pregătit pentru împărăția lui. Și Dumnezeu încet își cheamă oamenii care sunt pregătiți, îi cheamă acasă. Și își adună poporul. Dragii mei, în condițiile acestea, noi cei care am rămas în viață și suntem aici, este să ne pocăim. Să ne pocăim în fiecare zi. Ca zi slujitor al Domnului și al Bisericii, aș vrea să-mi fac datoria și să vă propovăduiesc pocăința. Spuneam duminica trecută, primul cuvânt de predica Domnului Iisus Hristos spune acum aproape 2000 de ani. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Dacă acum 2000 de ani, acum aproape 2000 de ani a fost aproape, gândiți-vă cât de aproape este în vremurile noastre împărăția lui Dumnezeu. Știți unde este? Este la ușă. Este la ușă. Și cei care au legătură strânsă cu Dumnezeu și cei care trăiesc în fiecare zi pocăința, iau de pașii Domnului Iisus Hristos de prag. Cei care nu, zice, e departe. E departe. Eu vă spun ce spune Cartea Apocalipsei? Ce spune Duhul Bisericii din Laodicea, celei de-a șaptea biserici. Spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dragii mei, Domnul este la ușa inimii noastre și bat. Și este gata să intre în inima noastră dacă e deschidem ușa. Și apoi să cineze cu noi, să mănânce cu noi aici și apoi în împărăția lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Poate cineva spune de ce fratele Mircea iară este în față? Că și duminica trecută a fost. Și dacă nimeni nu mă schimbă pe duminica ce vine, și duminica ce vine o să fiu. Dar ar vrea să vă spun ceva. Ca și slujitor al Domnului și al Bisericii, eu vreau să fac datorii. Nu că îmi place să vin, să spun, să vorbesc mult, deși la noi în casă, într-o paranteză, eu vorbesc. Și nu știu cum le potrivește Dumnezeu cel mai bine. Măi, dacă ai luat un computer și ai spune, ăsta e computerul cel mai perfect care să potrivească lucrurile, vă spun ceva, care boga. S-ar strica. Când ai pune pe doi oameni, unul într-un fel și unul într-altul,
L-am stricat computer. Dar foarte interesant că Dumnezeu așa le potrivește, eu vorbesc. Estera, nu. Estera mai puțin. Ăsta meu mai mare, băiatul mai mare, ăsta vorbea și ăsta e ca mine. Ăla mai mic. Nu vorbea și ăla e ca maică. Păi dacă eram patru în casă care vorbeau ca mine, vă imaginați ce era în casa aia. Dar Dumnezeu așa le potrivește și le echilibrează. Nu așa sau așa. Uitați-vă că le pune așa. Acum, e adevărat că îmi place să vorbesc. Dar mă rog lui Dumnezeu să vorbesc cuvintele lui Dumnezeu. Căci, Doamne, multe cuvinte spunem noi. Multe cuvinte și multe dintre ele n-ar trebui să le spunem niciodată. Și ce este interesant? Știți ce am văzut interesant? La oameni. Atunci când trebuie să vorbească, nu vorbește și-i frică. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte atunci când trebuie să vorbim și noi nu vorbim. Ca să vorbim atunci. Dar știți când trebuie să vorbim? Nu când se ridică tensiunile în casă. Când trebuie să-L mărturisești pe Hristos și nu vorbești, când ți-e frică, atunci trebuie să vorbim. Și de aia, dacă nu vorbim, suntem vinovați. Domnul să ne ajute să vorbim când trebuie. Amin? Dar, știți cine ne învață pe noi să vorbim și să vorbim bine? Este Duhul Sfânt. Spune că Duhul Sfânt vă va învăța atunci și vă va aduce aminte de tot ceea ce trebuie, de ceea ce trebuie să vorbim. Să vorbim. Am vorbit în săptămânile sau în duminicile trecute despre coborârea Duhului Sfânt. Și Dumnezeu a hotărât în vremurile acestea de pe urmă, care vrea să vă spun ceva. Titanii credinței, Avram și ceilalți patriarhi, au văzut vremurile în care le trăim noi, le-au văzut Dumnezeu, îi le-a arătat prin credință. Vremurile acestea de har. Dumnezeu le-a arătat acestor oameni. Și ei, oamenii aceștia, nu au putut să le trăiască pentru că Dumnezeu le-a limitat viața lor pe pământ, așa spune cartea Genesei. Când Dumnezeu a văzut că planurile oamenilor se îndreaptă numai spre rău, Dumnezeu spune un cuvânt foarte interesant. Și spune, Dumnezeu a văzut că planurile oamenilor se îndreaptă numai spre rău și Dumnezeu a zis, Duhul meu nu va rămânea pururi în om, că este și el doar carne păcătoasă. Și zilele lui vor fi limitate la 120 de ani. Și de aceea Dumnezeu i-a limitat zilele, călătoria noastră pe acest pământ, la 120 de ani. Sunt rar oamenii care trec peste, dar eu mă gândesc că cei care trec peste, eu cred că unii dintre ei au uitat că s-au născut. Și zice ei că au 130, dar din am auzit de 130. Acolo în Japonia sunt la 118, 120, după aia se duc și ei. Dar aș vrea să vă spun ceva. Dumnezeu le-a limitat anii trăirii pe acest pământ. Și nouă ne-a limitat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că pentru cei mai tari în vremurile noastre sunt la 80 de ani. Și noi toți ne-am propus, este cineva care și-a propus să fie mai slab de 80 de ani? Eu mi-am propus să trăiesc 80 și extra. Și puțin în plus. Dar și aia să fie binecuvântat de Domnul. Și mă rog pentru toți. Dar să știți că viața aceasta și trăirea aceasta contează cum o trăiești. Pentru că dacă nu, vă aduceți aminte de vorba din România care spune și ăsta o mânca pâinea degeaba, o viață întreagă. Ajunge om în vârstă, om bătrân de 80 de ani și nu înțelegi viața. Nu înțelegi viața. Și viața este să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos. Asta este viața. Aceasta este viața, dragii mei. Și apoi Dumnezeu, în vremurile în care trăim noi, a hotărât să trimită Duhul Sfânt într-o formă în care acești titani ai credinței, Avram și celălalt patriarh, au experimentat. Domnul Iisus Hristos îi spune unei femei, adevărat, adevărat îți spun, că vine vremea și a și venit deja. Când închinătorii adevărați se vor ruga Tatălui în Duh
și în adevăr. Cu alte cuvinte, înainte oamenii nu se rugau în Duh. Prin Duhul Sfânt. Prea puțini oameni au fost călăuziți de Duhul Sfânt ca să se roage prin Duhul Sfânt. Dar cei mai mulți oameni îl înțelegeau pe Dumnezeu cu mintea și cu buzele. Și prea puțin cu inima. Prea puțin cu inima. Vă aduceți aminte de Nicodim și auzisem în această dimineață despre Nicodim. Acesta este, era un învățător al legii și a venit la Domnul Iisus Hristos și a zis: bă, cum vine treaba asta? Știți de ce a venit? Lui lipsea ceva. El simțea că îi lipsește ceva. Și știți ce îi lipsea lui Nicodim? Exact aceasta. Nu-l cunoștea pe Dumnezeu cu inima. Îl cunoștea cu intelectul și rugăciunile erau prin buze. Dar nu-l simțea cu inima. Și-o venit la Domnul Iisus Hristos pentru că a văzut la Domnul Iisus Hristos ceva care el n-avea. Ceva care oamenii și farisei n-avea. Și-o venit la Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, aș vrea să mă apropii puțin, oricum de ce am ținut această introducere, care mă gândesc că e benefică, este că nu o să putem să parcurgem toate roada Duhului Sfânt în această dimineață. Pentru că, drept să vă spun, pentru fiecare cuvânt din roada Duhului Sfânt ar trebui cel puțin o predică. Și dacă ar trebui să vorbim de prima roadă, vă spun că n-am terminat toată viața să predică. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune: fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Ce înseamnă a fost chemați la slobozenie? Înainte să-L cunoaștem pe Dumnezeu, înainte să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, n-am fost slobozi, am fost rob. Și eram robii păcatului. Și păcatul care locuia în noi, decidea felul în care noi trăiam. Și trăiam în păcat. Dar jertfa Domnului Iisus Hristos ne-a slobozit, ne-a dezlegat de această povoară, de acest vrășmaș sau de acest stăpân, păcatul, ne-a dezlegat, ne-a smuls și ne-a slobozit. Ne-a făcut liberi. Și nu mai suntem robi ai păcatului. Dar spune numai să nu faceți din slobozenia o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Deci dacă am scăpat de aceasta, să nu spunem, cum a spus cineva odată: măi, părinții mei m-au ținut sub tutelă și nu m-au lăsat să fac numai ce au zis ei, dar scap eu din casa lor și mă duc la Cluj și mă duc la școală și la universitate și n-am să stau la frați în chirie și n-am să stau eu ca să mă controleze ei și am să mă duc și am să stau ori în campus, ori la străini. Și am cunoscut două fete în Cluj care au făcut treaba asta. Obișnuiau să vină în Cluj, că sunt foarte mulți studenți să vină, dar să știți că unii își trimiteau copii la frați. În gaz de la frați. Să știe sigur că copiii lor sunt în mâini bune. Dar au fost printre ei care zicea: nu, eu nu mă duc la frați. De ce să mă vadă frații când mă duc la biserică, când nu mă duc la biserică? Și au fost două fete cu o întâmplare foarte tristă, aproape de biserica noastră. Care au refuzat. Măcar că li s-a oferit. Și au explodat casa praf, s-a făcut de casa în care au fost. Și au murit amândouă. Pentru că au avut, probabil au avut o anumită slobozenie. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Dar se ridică o întrebare. Odată botezat cu Duhul Sfânt, odată Duhul lui Dumnezeu care locuiește în tine, în dumneata și în mine, ca o arvună, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru ziua răscumpărării. Oare firea pământească mai are vreo putere în mine? Aș vrea să vă spun ceva. Atunci când ne-am întors la Hristos, atunci când ne-am mântuit Hristos, firea pământească am țintuit-o pe cruce. Împreună cu poftele și patimele ei. Dar ea este acolo. Și ea zbiară de acolo, de pe cruce, zbiară la noi. Deci zbiară în cugetul nostru, dreptul ei. Și dacă îi asculți de sfaturile ei, să știi că atunci n-asculți de Duhul Sfânt. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Efesenilor,
în capitolul 4 cu versetul 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Firea pământească, aș vrea să vă spun, dragii mei, creștini. Așa trebuie să vă spun, nu? Creștini. Firea pământească. Noi am răstignit-o, dar ea este pe cruce și își cere drepturile. Dar nu cumva să ne apucăm ca să dăm drepturile care le cere ea. Pentru că dacă îi vom da drepturile, ne va târâ înapoi de acolo de unde am venit. Și uitați ce spune aici, că firea pământească poftește împotriva Duhului. Măcar că a răstignit-o, ea poftește și ea își cere niște drepturi. Știți de ce? Pentru că încă trăim în ea. Încă trăim în ea. Și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivnice unele altora. Uite, așa este firea pământească cu Duhul. Ăstea niciodată nu merg împreună. Dacă firea pământească merge pe o parte, Duhul Sfânt nu merge. Dacă Duhul Sfânt merge pe o parte, firea pământească nu-l urmează. Ăstea sunt potrivnice. Una împotriva celelalte. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt de acestea. Poate cineva o să spună, frate Mircea, nu le citi că le știm. Aș vrea să vă spun ceva. Eu am să le citesc. Eu am să le citesc ca să le știm mai bine. Să le știm mai bine, ca nu cumva să ne facem prieteni cu ele. Pentru că tovărășiile rele, ce faci? Strică obiceiurile bune. Și uitați ce spune aici. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Dragii mei, sunt dure să le auzi cu urechea, dar sunt adevărul. Toate astea ne urmăresc. Toate astea ne urmăresc. Și dacă nu trăim și ne lăsăm călăuziți de Duhul, astea, să știți că vine peste om. Vine peste om. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu mai jos. Vă spun mai dinainte cum v-am mai spus. Deci Apostolul Pavel mi-a mai spus. Atunci am dreptate să vă mai spun și eu. Apostolul Pavel mi-a mai spus ăstea și eu, ei, galateni ăștia. Ăștia, galateni ăștia, știți ce era? Ăștia era în Asia Mică. O regiune din Turcia, de undeva, de astăzi, din mijlocul Turciei, de acolo. Acolo erau galați. Și acolo a scris Apostolul Pavel acest lucru. Galatenii ăștia au avut dreptate să le scrie. Ăștia s-au întors înapoi la niște lucruri pe care le-au lăsat. S-au întors la ele. Și vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, cuvântul e foarte clar și categoric. Și mă rog lui Dumnezeu să nu ne lăsăm călăuziți de firea pământească, ci să ne lăsăm călăuziți de Duhul. Dar să știți că dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul, să știți că vom trebuia să facem sacrificii mari. Știți ce am observat? Am observat că atunci când te lași călăuzit de firea pământească, nu trebuie să faci niciun sacrificiu. Tot te vin parachit, cum zic ești. Tot te vin din oficiu. Nu trebuie să faci mare sacrificiu, că toate ți se pune în față. Dar ca să te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să faci sacrificii foarte mari. Și știți de ce? Pentru că trebuie să renunți. Trebuie să renunți. Și haideți să trecem la partea din jos. Roada Duhului. Uitați-vă cu băgare de seamă. Deci la demnurile firii, Pavel Apostolul nu o numește roadă. La ceea ce firea ne îndeamnă să numește fapt. Fapte păcătoase. Fapte rele. Fapte vrednice de acuzat și de osândit. Pentru că atunci când Scriptura vorbește de roadă, în general, vorbește de ceva bun. Nu? De ceva bun.
deci ceva vrednic de crezare, ce vrednic să consum. Și spune aici, roada Duhului, din potrivă, este dragostea. Dragostea. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Dragii mei, știți care este dovada acestei dragoste în dreptul nostru? Știți care este? Eu am trăit cu 16. Fratele David acolo mă ajută tot timpul, Domnul să-l binecuvânteze. Eu am trăit cu 16. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurului Fiu, ca oricine crede El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vă aduceți aminte data trecută când am spus că să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne boteze cu Duhul Sfânt și după aia să zicem, am să mă hotărăsc și eu în apă. Pentru că primul pas și cel mai mare pas din univers l-a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos când l-a trimis în lumea noastră. Și dacă vestea aceasta o înjur la urechile dumitale, următorul pas este a dumitale să-l faci. Nu să-l aștept să mai facă încă unul Dumnezeu. A dumitale să-l faci, și spune cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, dacă auzi glasul lui, dacă auzi chemarea lui, dacă auzi chemarea pocăinței, să nu-ți împietrești inima, nu-ți face inima ca bolovanul, nu spune, las că am în ani înainte, ani înainte, și am să mă pocăiesc. Nu spune treaba asta. Astăzi, dacă auzi, nu-ți împietri inima. Dragoste. Ați dat definiția dragostei vreodată ce este dragostea? Știți care este definiția dragostei? O știți. Dragostea este Dumnezeu. Asta este simplă. O simplă definiție. Dragostea este Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu este dragoste. Dacă cineva vă spune odată, măi frate, nu este așa, te uiți în istorie și vezi ce a făcut Dumnezeu. Dumnezeu nu a făcut nimic. Știți ce au făcut oamenii? Singurii oameni și-au chemat o sânda. Pentru faptele lor. Dumnezeu nu a urât niciodată pe nimeni. Pentru că ne spune cuvântul în Ioan 3 cu 16. Haideți să vedem ce spune dragostea. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8. Și despre dragostea asta am pregătit un întreg capitol după aia. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragii mei, nu vorbesc aici de dragostea asta care are un bărbat pentru o femeie sau invers. Nu. Aici vorbesc de dragostea agape. Dragostea față de Dumnezeu și apoi dragostea față de aproapele nostru. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Dacă este un frate în adunare, o soră, care pur și simplu surăște frații, nu iubește pe frați, dați-mi voie să vă spun, cu toată autoritatea care Scriptura mi-o dă, nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și să nu creadă cineva că-și cu ura în inimă te duci și bați la porțile împărăției lui Dumnezeu, că nu ți se deschide. Cu ura în inimă știi unde te duci? La porțile iadului. Acolo să duc oamenii care urăsc. Noi dacă urâm ceva, știți ce trebuie să urâm? Păcatul. Păcatul, dragii mei, ăla trebuie urât. Nu omul, păcatul trebuie urât. Și frica de Domnul, știți ce este frica de Domnul? Poate de mult că ne-a spus Domnul pentru că e agresiv, e așa cum încearcă societatea să ne-l prezinte fals. Dumnezeu nu. Frica de Domnul știți ce este? Urârea răului. Asta este definiția fricii de Domnul. Este urârea răului. Când un om, dacă găsesc, nu sunt sigur, dar vrea să caut pentru dumneavoastră, pentru că nu vreau să mă acuze nimeni că spun de la mine. În Proverbe, da, Proverbe, capitolul 8, cu versetul 13. Acum vă punem oficial. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. Aici adaugă Solomon. Trufia, mândria, purtarea rea,
gura mincinoasă, aceasta urăz eu, spunea Solomon. Dar frica de Domnul este să urăști răul și păcatul. Doamne ajută-mă! Dragii mei, dragostea este ceva care, spuneam eu, putem să vorbim mult, mult și niciodată nu va fi îndeajuns. Dar aș vrea să citesc cu dumneavoastră, începând din 1 Corinteni, capitolul 13. De ce am ales aceasta și de ce? Pentru că capitolul acesta spune mai mult decât aș putea să vă spun eu. Spune mai mult. Este cuvântul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să-l citesc pentru dumneavoastră și apoi să ne oprim din slujbă. 1 Corinteni, capitolul 13, începând de la versetul 1. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, aceasta înseamnă, chiar dacă aș fi botezat cu Duhul Sfânt, în felul în care îl înțelegem noi din Sfânta Scriptură, și aș vorbi măcar că sunt român, și dacă aș vorbi și chineză prin Duhul Sfânt, și aș vorbi și limbi îngerești, uitați ce spune aici. Și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare, un chimval zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința și chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, prorocile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat. M-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci vom cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dragii mei, acest capitol face mai mult decât 10 predici de ale noastre. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să toarne dragostea Lui din plin în inimile noastre. Și în felul acesta să ne lăsăm călăuziți și cărmuiți de Duhul Sfânt. Amin. Îmi pare rău că nu mi-a permis timpul ca să vorbim de celelalte lucruri, dar în altă privință nu-mi pare rău pentru că n-am vrut să le înghesui toate și să nu înțelegem nimic. În această dimineață am vorbit de cea mai mare roadă a Duhului Sfânt, care poate să aibă un om muritor, un om trecător, este dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre. Vă invit să ne ridicăm în picioare și ar vrea să mulțumim Domnului pentru această dimineață, așa cum stăm în picioare, ar vrea prin fratele Cicu Bălă să mulțumim Domnului.